așa, de când a început, când eu aveam 26 de ani și a început cu eticheta nu se poate face. Bineînțeles că pentru mine la vârsta respectivă, chiar și acum pentru mine la vârsta actuală, tranzacția care începe cu nu se poate face este cea mai interesantă. Și îmi plac foarte mult astfel de tranzacții. Sunt complicate, sunt interesante, sunt obositoare și la sfârșit sunt foarte pline de satisfacții. Am început Charles de Gaulle după ce făcusem împreună cu Avic 35 clădirea de la Mobifor. Dar acolo deja aveam autorizații de construire, deja aveam contractele de închiriere semnate. Era o premieră pentru că era primul sale and leaseback și de pe piața românească. Numai că în cadrul Charles de Gaulle aveam un proiect mult mai mare. Era o clădire de birouri într-o locație foarte, foarte interesantă. Urma să aibă o vizibilitate deosebită. Urma să aibă o arhitectură deosebită, neobișnuită. A și ajuns trademark în zona. Absolut. Și de fiecare dată când trec pe lângă ea, îmi amintesc diverse bucăți din execuția ei, dar nu trec niciodată fără să mă gândesc la clădire și la compania în care am făcut această clădire. Prima chestiune foarte challenging a fost achiziția terenului. Pentru că eram la începuturile pieței de real estate, în care cărțile funciare nu aveau o istorie bine împământenită în partea aceasta de țară. Nu existau documente suficiente, nu exista o tradiție în lucru cu cartea funciară. Astfel încât a fost o întreagă luptă să desțelenim documente, să le găsim, să le întabulăm. Negocierea contractului de vânzare-cumpărare pentru terenuri a durat un an și jumătate. Cu nenumărate forme de contract, cu nenumărate... Erau mai mulți proprietari? Erau doi proprietari, dintre care în permanență unul își schimba opțiunea. Însă, partea bună pe care am negociat, cred că, orice tip de contract, orice variantă a unui contract de vânzare-cumpărare. Și, în al doilea rând, am întâlnit un avocat cu care sunt și astăzi prietenă și colegă, Daniela Lade, care lucrează cu noi în Biriș Goran și cu care eu am încheiat acest contract. Până la urmă, a fost partea umană care a rezolvat tranzacția și nu partea comercială. Pentru că chestiunile comerciale erau rezolvate de multă vreme. După care am început lupta pentru autorizațiile de construire și pentru a rezolva chestiunile legate de urbanism. Iarăși, nu se mai făcuse așa ceva. Existau chestiuni tehnice care erau noutăți, existau chestiuni legale pentru care trebuia să desțelenim. Și făceam o concesiune prin extindere, ceea ce pentru un subteran, pentru subsol. De asemenea, până la momentul la care am înțeles autoritățile ce vrem să facem, până la momentul la care am explicat proiectul, până la momentul la care toată lumea s-a pus de acord asupra acestor chestiuni deosebite, nu mai fuseseră făcute până la momentul respectiv, a durat ceva timp. Dar în timpul ăsta noi nu ne-am plictisit și am făcut contractele de închiriere. Pentru că la momentul la care s-a obținut autorizația de construire, Charles de Gaulle era în proporție de 80% închiriat. Erau băncile, erau... Bine, pe vremea aia clădirile de birouri le numărai pe degete. Absolut. Și asta, căutau toți disperați. Și asta era un motiv, dar și clădirea în sine era ceva foarte interesant și cred că și experiența de afaceri a proprietarului demonstra și aducea un plus, pentru că el era cel care știa cum să facă această magie și știa foarte bine etapele dezvoltării unui proiect. Ceea ce la momentul respectiv în România era o raritate. Foarte puțină lume făcuse un proiect de astfel de mărime cap-coadă.
Și erau puțini străini care veniseră aici cu, aceste cunoștințe. După care am început construcția propriu-zisă, în care de asemenea n-a fost un proiect obișnuit. Nu s-a ales un singur antreprenor care să se ocupe de toate. Și noi eram implicați și la nivel de echipă și tehnică și la nivel de echipă legală în negocierea contractelor de antrepriză. Toate contractele de antrepriză făcute pentru Charles de Gaulle pe mine m-au învățat să construiesc ceea ce îmi place și acum, un proiect cap-coadă, cu toate implicațiile, cu toate garanțiile, cu toate negocierile durând 48 de ore ca să finalizăm contractele. Dacă ar fi să o iau de la capăt, n-aș schimba absolut nimic. Și am învățat o mulțime de chestiuni de la lucru cu oamenii, de la lucru în echipă, de la faptul că trebuia să punem la un loc și să facem să funcționeze toate echipele antreprenorilor și la faptul că trebuia să îmbinăm chestia asta și cu contractele de închiriere și cu contractele de finanțare și la un moment dat au mai intervenit și contractele de asociere cu noi investitori, pentru că în toată, pe durata proiectului s-a negociat și vânzarea 50% din proiect către un fond de investiții, ceea ce aducea un spor de interes și pentru noi ca și echipă puțin mai multă muncă, pentru că trebuia să măcar o dată pe lună să ne ducem la Viena și să explicăm ce s-a întâmplat, unde suntem, ce am făcut, ce mai trebuie făcut și în ce stadiu suntem cu negocierile. Astfel încât o parte dintre antreprenori nu vorbeau limba engleză, o parte investitorii nu vorbeau limba română. Legislația nu era foarte clară. Existau o mulțime de lucruri care nu se știa cum trebuie făcute. De exemplu, s-a făcut prima fuziune cu prima negativă de fuziune. A fost făcută pentru această clădire, pentru companiile care dețineau aceste clădiri. Nu exista un cadru legislativ. Acum există un ordin al Ministerului de Finanțe. De asemenea, era vorba despre vânzarea unui bun viitor, pentru că vindeai o clădire care exista pe hârtie. Ulterior, lucrul ăsta s-a făcut. S-au făcut în cadrul clădirilor pentru clădirile rezidențiale mult mai mult decât ne-am dorit și cu garanții mai puțin decât ar fi fost necesar. La momentul respectiv, nu se făcuse așa ceva. Cu judecătorul de carte funciară căruia i-am explicat ceea ce vrem să facem, sunt prietene și în ziua de astăzi. Și de fiecare dată când mă întâlnesc cu dumnealui, mă întreabă: e, ce minune ai mai făcut? Mai ții minte proiectul acela? Dar de remarcat că existau la nivelul tuturor autorităților o mare înțelegere. N-aș putea spune că ne-am lovit de refuzuri, nu e așa pentru că așa, pentru că eu nu înțeleg. Am avut un mare noroc și toată lumea cu care am discutat a spus: vreau să mă gândesc. Și dacă noi veneam cu o idee care nu ar fi fost completă, am fost ajutați. Și a fost o experiență foarte, foarte interesantă și cred că de fiecare dată o și văd acum, clădirea o văd de la mine din birou, dar de fiecare dată mă gândesc că aș face-o din nou.